Cătălin și Camelia Pătrășcanu. Vești bune? Vești bune. Să știi că suntem pe fondul acesta destul de tensionat astral. Mâine este o zi a înțelepciunii. Suntem înțelepți că vorbim și știm ce, cum. Suntem înțelepți că știm să ascultăm sau că tăcem sau că ne ascundem. Ideea este că ne adaptăm foarte bine la context, la oameni și la situație. Berbecii știu să obțină ce au nevoie de la persoanele cu care sunt, cu alte cuvinte, să negocieze, pentru că știu să asculte sau să înțeleagă și cum să se adapteze contextului. Taurii, foarte atenți la relații, și ei vor să obțină reacții din partea partenerului sau a oamenilor cu care se întâlnesc mâine și de aceea probabil că vor pleda pentru opiniile lor. Mai au un rol foarte frumos și foarte mare în anturajul lor. Știu să adune oamenii pentru o cauză nobilă, pentru că sunt filantropi taurii mâine. Gemenii colaborează destul de bine mâine la locul de muncă. Fie pentru că cedează, fie pentru că dozează foarte bine, dar cei care au nevoie de ajutor se pare că știu să-l ceară și să-l obțină. Pentru raci e o zi frumoasă, tot de planuri de viitor vorbim în cazul racilor, indiferent că vizează vacanța de vară sau planurile pentru sărbătorile de iarnă acum, știu să le facă și poate pentru asta să și promită cuiva să li se alăture. Leii în continuare sunt atenți la cămin și la casă, se pregătește ei de lună nouă, mari schimbări în atmosfera de familie. Deocamdată pentru ziua de mâine e bine să citească sufletele celorlalți, dispoziția din sufletele celorlalți. Pentru fecioare, din nou, comunicare și informații. Informațiile sunt foarte prețioase. Pe de o parte, vor să ajungă la anumite informații bune pentru locul de muncă sau pentru felul în care se desfășoară activitățile la serviciu. Dar și ele, dacă vor să convingă pe cineva, de asemenea trebuie să aibă argumente, deci tot de informații vorbim. Balanțele, bani mâine. Destul de ușor pot pune mâna pe bani dacă știu să speculeze un atu pe care l-au. Cu alte cuvinte, indiferent cum stau în acest moment, știu să facă profitabilă situația pentru ele. Scorpionii, pentru că sunt traversați încă mâine de lună și se formează un aspect de înțelepciune, știu pe de-o parte să asculte. Luna le dă această sensibilitate să se conecteze la starea sufletească a celorlalți. Pe de altă parte însă pot avea un sfat bun și pot alina o persoană cu care se întâlnesc mâine. Pentru săgetătorii vorbim tot de nevoia de a ocroti și de a ajuta, dar nu le pică foarte bine. Mulți săgetători se simt sacrificați în ultima vreme. Mai durează puțin și intrăm în zodia lor, așa că cu atât mai puțin nu vor mai dori să dea și să lase de la ei. Așa că mâine mai curând se ascund decât să se confrunte sau să simtă că sunt puși la treabă. Capricornul în schimb sar în apărarea prietenilor sau șoferilor ajutorul cu ceva mai multă generozitate, multe discuții mâine și trebuie să dovedească foarte multă înțelepciune. Indiferent că vorbesc mâine cu copiilor, cu un angajat sau cu un coleg de muncă sau cu partenerul de viață. Vărsătorii au sarcini și responsabilități, trebuie să le onoreze, pot obține bani de pe urma eforturilor pe care le fac sau cumva știu să-și sublinieze poziția, funcția și aturile. Iar pentru pești, vești bune care pot veni de la superiori, de la persoane importante cu care se întâlnesc sau dintr-o situație pe care știu să speculeze minunat, dar în continuare sunt foarte importante actele și punctualitatea. Mulțumesc foarte mult, Camelia!